Au fost o vreme împreună și aveau atâtea zeci de gânduri. Să-ți spun povestea lor iubită, dar tu citește-o printre rânduri. A sărit puțin peste vârsta de 60 de ani, dar imaginea lui este și acum neschimbată după mai bine de 4 decenii de când s-a lansat. Același trubadur visător, cu chitara pe umăre, cu pletele răvășite în vântul blând al verii, în timp ce se plimbă melancolic pe malul mării nemărginite, mereu în căutarea iubirii, mereu cu privirea îndreptată către înaltul cerului înstelat. Acesta este Gheorghe Gheorghiu. Dacă dragul să noi facem, eu rămân un veșnic romantic. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu e, nici viață nu e, iar eu mă simt al nimănui. Chiar dacă odată cu trecerea anilor i-au răsărit fire de păr alb în barba stufoasă, Gigi Gheorghiu a rămas la fel de bohem. Are același apetit pentru femeile frumoase. Iar șprițul rece al nopților fierbinți de vară până la răsăritul soarelui face parte din felul lui de a-și trăi viața, una frumoasă și lipsită de regrete. M-am născut în vacanță și așa vreau să rămân până la capăt. E și rezidența permanentă în Statele Unite și sunt obligat să stau, ce înseamnă să se respecte legea. Vezi? Sunt obligat să stau 181 de zile în America. Mi-e bine și aici, mi-e bine și acolo, mi-a fost bine întotdeauna. Am avut o viață frumoasă. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt a nimănui. Eu sunt așa într-o continuă petrecere. El este Igor, prietenul meu. Cum vă distrați aici împreună? O să bem. Sima că nu. Apreciez sinceritatea. Da, da, da. Seara să înțeleg că se lasă cu șpriț. Seara se lasă cu șpriț, dar mai după 12, așa, pentru că până atunci când? După miezul nopții cel mai frumos. La felinar, așa, la lumina felinarului. Râde, Igor, râde. Știe ce l-așteaptă. Că... Nu, nu, el nu prea înțelege care e treaba, că la New York, astea cu... Deci, bem orice. Dacă terminăm băutura din casă, abuzăm de țevile de la frigider, freon și alte lichide, frână, tot felul de asta. Să știi că cel mai bine îți vine să cânți când ai băut două păhărele de whisky. Aici merg pe mâna domnului Gigi. Să știi că eu sunt băiat serios, s-ar putea să ne fie foarte sete. Ce consumați de obicei? Ce consumă toată lumea, cu gheață. La New York ce se consumă? Aveți alt meniu? Da, niște băuturi puțin mai curate și mai serioase. Pentru că nu mă doare capul. Eu dacă amestec două ape minerale de două feluri, mă doare capul. Pe acolo pot să beau whisky, pot să beau vodka, pot să beau coniac, pot să beau și vin și nu mă doare capul. De ce oare? Acolo băutura are alt statut. De seara ne apucăm de treabă. În fond, așa sunt artiștii. Au nevoie de o băutură fină, o femeie care să le aprecieze creațiile. Și atunci, parcă succesul are o altă dimensiune. Iar Gigi Gheorghiu se poate lăuda că a reușit să ducă la bun sfârșit un spectacol pe una din scenele mari ale Americii. Sunt la New York o parte din timp unde lucrez în studio cu un bun prieten de-al meu, cu Igor. Am avut un concert cu ambasada română pe Broadway acum vreo două luni, cred. A fost extraordinar, am avut așa o senzație plăcută. Ce pot să spun? Că a fost un mare succes. Doi ochi căprui, ai nu știu cui, m-au fascinat și cred. În presa mondenă a anilor 90 a fost supranumit Bivolul, datorită fizicului impunător, pentru că puțină lume știe că Gigi Gheorghiu a făcut gimnastică în tinerețe. Și, dacă tot suntem la capitolul tinerețe, trebuie spus că romanticul artist a bifat multe povești de dragoste, iar la un moment dat, pe la colțuri, se spunea că a fost marea dragoste a regretatei Mădălina Manole. Desigur, cea mai comentată, chiar și acum, la 10 de ani distanță, rămâne iubirea pentru Anca Țurcașiu.
Ziariștii acelor vremuri se călcau pe bombeuri pentru a le smulge o vorbă despre planurile de căsătorie. Acum, artistul glumește, dar amintirile îi trezesc nostalgii. Unde dragoste nu e, se poate și fără. Pardon, unde dragoste nu e, nici cheltuieli prea mari nu sunt. Astea trebuie scâmbinate, clar, sunt strâns legate. Degeaba, dacă n-ai bani, Igore, nu știu dacă te iubește cineva dacă n-ai bani. Cred că mai există iubirea de-aia sinceră, așa, la prima vedere. Dacă dragoste nu-i facem. V-ați îndrăgostit ultima oară și de cine? Eu mă îndrăgostesc în fiecare zi. Așa, nici nu te aștepți. Ați cântat și cântați numai despre iubire, însă când vine vorba despre femei, nu știți deocamdată pe cine să alegeți sau cum. Mulți mă întreabă de multe ori ce... Gheorghiu, ți-ai găsit jumătatea? Și eu le răspund de fiecare dată la fel. Dom'le, și caută jumătatea cine s-a născut jumate. Eu m-am născut întreg. Contează și fizicul. Deci, femeia trebuie să arate bine, să fie isteață, să fie sinceră, să fie iubitoare. Îmi plac și roscatele. Da. Frumoasă să fie. Să arate bine. De exemplu, eu nu le suport pe asta cu tatuaje. Mi se pare că e așa de penibil când să-ți faci tatuajele alea. Este ceva... Nu se gândesc că trec ani și peste 20 de ani ori să arate tatuajele, vai de capul lor. Urâtă și tâmpită modă. Dă foarte rău. Eu când văd fetele alea cu buzele alea de 2 tone, una, și arată înspăimântător. Nu știu ce băiat ar putea, cărui băiat ar putea să-i placă așa ceva. Nu văd. Doar să fie dement, să fie nebun, să fie drogat non-stop. Să vezi butul așa. Buzele ei să fie, să poți să le săruți. Păi ce să săruți? Ce? Trist. Niciodată n-am să uit. Tu m-ai învățat să plâng. Știm că ați avut mai multe relații de-a lungul timpului și una dintre cele mai faimoase relații rămâne cea cu Anca Țurcașiu, care v-a fost și parteneră de scenă. Da, e adevărat. Da, am un respect deosebit pentru Anca și pentru toate iubitele mele. Deci... Întotdeauna eu am rămas în relații bune cu fostele iubite, le-am iubit așa cu patimă. Am avut o relație foarte frumoasă. Pe Anca chiar mi-e tare dragă și astăzi și mă bucur că arată extraordinar. De ce v-ați despărțit? Așa un moment de sinceritate, să fiți un pic mai transparent. Nu, eu sunt foarte transparent. Ne-am despărțit pentru că atât a fost. Ați înșelat-o? Nu. Nu. M-am trezit într-o zi în care el m-a anunțat că vine cu o domnișoară la mare, împreună cu mine și trebuia să gestionez situația. Și am spus, eu nu pot să mai continui această poveste. Păi, în trei sau cum? Nu cred. E foarte mișto să fii gagicar. Păi ce să fiu? Zograf? Ce să fiu? Cel mai mișto e să fii gagicar. Care a fost cea mai lungă relație a dumneavoastră? 5 ani. Dar cu Anca Țurcașiu? 5 ani, nu. Toate relațiile mele au durat 5 ani. M-am hotărât dacă voi mai avea o relație, dacă facem 5 ani, să ne despărțim 2 luni, ca să trecem de bariera asta cu 5 ani. Ori pierd avionul, ori se întâmplă ceva. Ori pierd avionul și mă mai întorc, sau... Când e prea târziu. Asta e foarte tare. Se spune că dragostea durează 3 ani. La dumneavoastră iată că durează 5 ani. 5, da. Ce e mai dureros când te întorci și o găsești măritată? Credeți că numai femeile se pricep la slăbit? Iată o rețetă marca Gigi Gheorghiu pentru o detoxifiere rapidă și eficientă. Ar fi bine să o notați repede. Văd că nu v-ați schimbat lucrul, ați rămas la fel. Da, asta e imaginea mea, asta e... ce să zic? N-aș putea să mă... Toată lumea îmi spune, dar nu te tuni și tu să... Știu că se poartă ăștia chei, ăștia au succes pe la cluburi, pe... E cum aș fi eu să mă tun zero? Nu mi-ar sta bine. Am făcut o detoxifiere.
O fac o dată pe an, la începutul anului, și slăbesc 10 kg. Fac un suc cu un sirop de arțar, 4 litri de apă, 330 de mililitri de suc de arțar de tip A, 10 lămâi și o linguriță de boia de ardei, iute. Atât, dar nu mănânci nimic. Seara înainte de culcare, un ceai de sena, un ceai cu sena, diuretic, și dimineața trebuie să bei un litru de apă cu sare de mare. Și dai jos 10 kg în 8 zile. Este frumos să iubești și să fii iubit, dar parcă dragostea nu merge pe burta coală. După ani la rând, timp în care a trăit ca un nonconformist, Gigi Gărghiu a înțeles că fără bani în buzunar, în viață e cam greu. Borna de 63 de ani îl prinde bine pus la adăpost de orice criză financiară. Cu atâția ani de muncă, cu ce vă puteți lăuda? Am mai multe case, mai multe mașini. Am și aici, am și în Vegas. E perfect, adică eu m-am organizat bine. E bine să produci, adică să în viață să te organizezi în așa fel încât să ai cât îți trebuie. Să ai o casă, să ai o mașină, să ai la dispoziție mereu un geamantan cu bani. Ați fost un tip cumpătat, ați avut grijă? N-ați fost... împlinisem vreo 40 de ani și mă uitam așa, nu prea aveam nimic. Și am fost un semnal așa, un... Gogule, ce faci? Ce ați cheltuit cel mai mult de-a lungul timpului? Păi distracții. Păi serios, în general. Să mâncăm, să bem, să petrecem. Păi asta erau. Câștigam foarte bine și pe vremea cealaltă, de vremurile când aveam, umplam stadioane cu cenea cu flacăra, cu serbările scântei tineretului. Erau vremuri frumoase și eram foarte bine. Și atunci, suntem bine și acum, am activitate, nu mă plâng. Exact cât câștigam înainte de criză, câștig și acum. Sunt plătitor de taxe, ca să se știe, să nu cumva să înțeleagă cineva că câștig bine acum și nu plătesc taxe. Vreau să produc bani și în continuare cât se mai poate. Știu că fica dumneavoastră urmează să se mărite. Așa aș vrea. Se pare că este îndrăgostită. Îmi place foarte mult de prietenul ei. Un băiat deosebit. Și au planul de viitor. Chiar sunt foarte, foarte încântat și foarte mulțumit. Aștept să se mărite. De va avea loc nunta, în caz că va fi până la... Aș prefera să fie și aici. Să fie două, să fie și în America. Au prieteni foarte mulți și acolo și... Acolo nunțile nu sunt ca la noi. Acolo nunțile sunt mai statice, așa.